Salutare, bine ați venit la canalul Porumbii Vlog. Astăzi am venit aici pe un câmp să strâng catină pentru porumbei. Mă duc aici să-l ajut pe unul care a venit tot să mă ajute. Acolo, unde deja să-l ajut. Am strâns acolo un pic de catină. Ce mai este, te ajut? Dacă i-a dus Dita mai farfică. Duminic. Revin când... Când voi culege catena. Să culeg catena. Stați amuși să vă arăt cum arată pentru cei care nu știți. Stați aici. Acolo pe copaci este foarte multă, dar e foarte greu de o cules. Voi strânge catena și măcieș pentru porumbei. Eca, stați așa arată catena. Uitați aici, este foarte, foarte multă. O să vă arăt după ce o voi strânge. Scrângile sunt. Să vă arăt după ce o voi strânge. Și uitați câte sacrificii fac eu pentru catină. Uitați prin ce pădurici trebuie să trec eu ca să ajung exact. Eca, uitați acolo unde se vede multă. Nu cad pe aici. Vedeți câte sacrificii fac eu pentru porumbei. Uitați aici dacă cad. Hai că revin că nu mi-este comod să țin telefonul. Auleu. Și uitați pentru un pic de catenă cât efort am făcut aici. Sunt aici la jumate de metru de la pământ și culeg catenă. Acolo mai am jos. Uitați aici câtă catenă. Am tăiat o creangă și acolo mai sunt două crengi. Hai să mai strângem. Acolo am găsit o bortă de vulpe. Și revin după ce voi merge acasă și o să vă arăt câtă catină am strâns. Și iaca după aproximativ vreo 5-6 ore, uitați și rezultatul. Uitați și rezultatul. Avem în jur la vreo 6 kg de catină. Și cam atât și cu acest vlog, nu uitați să vă abonați, să dați un like.